Bine, v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dialogul de astăzi este consacrat unor teme, câteva teme se impun a fi discutate și rediscutate. Aș spune că există un evantai de teme care gravitează în jurul noțiunii de libertate. Atunci când libertatea este prigonită, atunci când libertatea este arestată, atunci când libertatea este redusă la tăcere. Avem de-a face cu ceea ce se numește totalitarism. România a trecut printr-o astfel de cumplită încercare, decenii de totalitarism, decenii în care oameni nevinovați, în cea mai mare măsură, ajungeau să fie închiși, torturați, striviți. Și acest lucru a lăsat urme, inclusiv în mentalitatea noastră colectivă. Totalitarismul este antonimul libertății. Libertate înseamnă persoană, persoană înseamnă ființă rațională liberă, ori totalitarismul este fenomenul ideologic, politic, care practic strivește persoana și libertatea ei intrinsecă, dăruită de Dumnezeu. În acest context al unei teme atât de generoase și pe care o vom exemplifica cu cineva concret care trece prin lucruri cumplite la ora când vorbim noi, într-o altă țară, din fericire, nu în România. L-am invitat să-mi fie alături pe unul dintre mărturisitorii unei experiențe care, în România, a fost aproape uitată. Cel puțin, cei tineri nu cunosc tema aceasta: a prigonirii libertății. O temă care, repet, trebuie să rămână actuală pentru că răul poate rumpe oricând și există azi alte forme de totalitarism mai perfid. Dar noi vom vorbi despre unul cât se poate de concret. Alături de mine așadar este o persoană trecută prin iadul suferinței totalitare câțiva ani din viața sa, un om care, întors la libertate în țara sa, a ales să nu tacă. A ales să vorbească, să depună mărturie și, în contextul în care ne aflăm azi, să se ridice în apărarea cuiva care suferă așa cum a suferit el. Pe invitatul de astăzi l-ați mai văzut acum câtva timp. Este vorba despre domn, domnul Marius Balo, căruia îi spun bun venit. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru... Eu vă mulțumesc, domnule Baloc, că ați revenit. E bine de spus că ați revenit în București, în primul rând, pentru că veniți de la Cluj și de câte ori veniți în București, sigur, îmi va face plăcere să ne revedem, pentru că dumneavoastră ați devenit um, o, o sursă de informație pentru mulți oameni care... Nici nu știu ce înseamnă totalitarismul, n-au trecut prin experiența dumneavoastră, slavă Domnului, acesta e un lucru bun, dar care vă ascultă cu interes oriunde ajungeți să vorbiți și, din fericire, știu că sunteți invitat frecvent, atât în, în, în comunității religioase, în biserici unde puteți vorbi în cunoștință de cauză despre suferință și rolul credinței în depășirea acestei suferințe, sunteți invitat, iată, și în această emisiune ați venit dintr-un liceu bucureștean unde ați vorbit cu tinerii, cu oamenii tineri care, repet, au nevoie de traducerea unor termeni precum comunism, totalitarism, ei neștiind, din fericire, repet, despre ce e vorba în spatele acestor realități. Repet, pentru cei care n-au urmărit poate emisiunea noastră trecută, că sunteți teolog ortodox, sunteți un om care a studiat teologia la Cluj, apoi a studiat teologia la un prestigios institut teologic din Statele Unite ale Americii, St. Vladimir Institute, de lângă New York, da. nu? Și, evident, sunteți, cum spuneam și atunci, un pasionat de limbă și literatură engleză având vocație de dascăl, de profesor și sper să vă regăsiți un loc concret în acest domeniu în care ați excelat, inclusiv în China. Și am ajuns, iată, la China, am ajuns la subiectul nostru, o țară aflată, ca și altele încă, în zona aceasta a supraviețuirii unei ideologii care nu e deloc prietenă cu persoana umană, nu e deloc favorabilă libertății. Orice ideologie este innuce totalitară, pentru că ideologia refuză dialogul cu realitatea. Dacă realitatea te contrazice, cu atât mai rău pentru realitate, spuneau cu cinism unii. Așadar, să încercăm să vorbim și la începutul dialogului nostru despre chipul, aș spune, hidos al ideologiei. Cum o percepeați dumneavoastră înainte să plecați din România și să ajungeți într-o țară în care ideologia încă funcționează? Ce imagine aveați dumneavoastră despre ravagile pe care le poate face ideologia? Presupun că nu foarte multe amănunte aveați atunci în minte. Într-adevăr, eram doar un bobocel în momentul în care s-a făcut trecerea de la acel sistem la libertate. Veneați din statele Unite și ați aterizat într o țară neprietenă, ca să citesc pe cineva în context. Într-adevăr, diferența nu poate să fie mai mare decât atunci când ai experiență în ambele, da. în ambele țări și asta a fost pentru mine revelator. A fost o experiență extraordinară să descoper în Statele Unite un sistem de învățământ în care accentul era mereu pe modul în care tu înțelegi informația care ți este furnizată. Eu veneam din România, moștenirea pe care noi o aveam în sistemul nostru de învățământ era, bineînțeles, accentul pe memorare pe încercarea aceasta de a, de a, continua să expui ideile care ți-au fost inoculate, de a fi redate în aceeași notă în care ele ți-au fost... Cât mai fidel cu putință. Cât mai fidel cu putință, exact. Am încercat să fac acest lucru în Statele Unite și aproape că am fost, am fost exmatriculat. Eu eram obișnuit să scriu, mi s-a cerut să scriem un eseu am mers în bibliotecă, am luat trei cărți, așa cum eram obișnuit, am copiat din fiecare carte câte două sau trei paragrafe și am depus eseul cu deosebită bucurie. Ceea ce în România ar fi atras nota 10. În România, bineînțeles, aș fi fost, poate, Mă gândesc, cel puțin în anii 90, în, da. uh, sunt convins că de atunci lucrurile s-au mai schimbat. Uh, dar uh, în Statele Unite am fost imediat uh, chemat și am onestat cum, uh, cum îmi permit să jignesc instituția de învățământ cu o astfel de lucrare și am rămas uh, surprins. Eu mă așteptam să primesc uh, A <laughs> pentru ea și mi s-a spus, nu contează modul în care te exprimi, nu contează felul și ideile pe care le ai atât timp cât ele sunt ale tale. Deci, iată, intuiesc deja aici, sau e observabil, respectul pentru persoană. Să fii fidel ție însuți ca persoană. Într-adevăr. Într-adevăr, aceasta este axioma care a ghidat în ultimii 2000 de ani vestul Faptul că o persoană are importanță, are valoare. E axioma creștină. Axioma creștină, bineînțeles. Creștinismul a fost uh, ceea ce ne-a salvat pe noi, ceea ce ne-a ne așezat deoparte. Am experimentat bineînțeles și realitatea din China, în care un singur om însemnează absolut zero. Singurul lucru care um, este important și care contează este grupul. Dar un singur om... Masa. Spun... Da, exact. Spunea primul ministru al statului Singapore, fondatorul statului Singapore, Lee Kuan Yew, într-o vizită în Statele Unite a rămas absolut siderat în momentul în care a luat cunoștință cu mentalitatea creștină, bineînțeles, în, în sudul Statelor Unite, oamenii sunt foarte, foarte devotați și a făcut această observație care a rămas consemnată apoi în multe, chiar în cărți de istorie. El spunea este extraordinar faptul că în Statele Unite, în vest, un om este Fiul lui Dumnezeu. La noi, un singur om este o furnică. Cât de mare este diferența între o furnică și Fiul lui Dumnezeu? Este colosal această diferență. El a, a reușit să înțeleagă această paradigmă care, pe care el o trăia și o trăia de la, din, din naștere. Este absolut normal într-un stat cum este China sau statele învecinate care au beneficiat de, de această răsfirare a aceste mentalități, faptul că un singur om este important doar în contextul grupului, în contextul colectivului, o persoană luată separat valorează absolut nimic. De fapt este vorba despre suprimarea statutului de persoană și surogatul ei statutul practic greu, cuantificabil de individ, de număr, practic. Avem, repet, istoria românească încărcată de această traumă a anulării persoanei și înlocuirea ei cu individul, adică cu cineva care, cum spuneți, nu contează, pentru că atunci când alegi să formuleze așa, înlocuind statutul uman prin excelență personal cu cel de individ, dispare, în primul rând ceea ce îi conferă demnitate acestei ființe. Și această demnitate are legătură profundă cu libertate. Exact, exact. Foarte, foarte importantă observație. Într-adevăr, în statele totalitare, binele este deja hotărât pentru tine. Ți se spune ceea ce este bine, iar singura ta libertate este să te supui acelei decizii. Acest lucru nu se poate face prin dialog care presupune respect reciproc, ci prin propagandă. Exact, prin propagandă. În vest, foarte interesant, îți este îngăduit să îți alegi răul. În vest, ai această libertate de a alege greșeala pe care o vei face, pentru că doar din greșeli reușim să înțelegem ceea ce este bine. Evident. Doar făcând o greșeală reușești să, să percepi, să te dumirești despre ceea ce înseamnă să faci bine, despre ceea ce însemnează acest, acest bine. Nu poți să ajungi la această concluzie prin impunere. Trebuie mm. să ai această, această experiență. Binele Și atunci... făcut cu forța seamănă cu un viol, observa cineva, <laughs> întrucât, în primul rând, binele personal nu coincide întotdeauna pentru toți. Dar aici vorbim despre un surogat al binelui livrat utopic de ideologii, oricare ar fi ele, dar, în primul rând, ideologia cu ajusculă și, aș spune, mama ideologiilor este socialismul. Acest socialism pe care Dostoevski, într-o viziune profetică aproape, îl, îl compară cu un mușoroi de furnici, da? Aceste furnici sunt oamenii, mușuroiul este citadela ideologică, furnicile evident nu deliberează, n-au discernământ și n-au libertate de vreme ce sunt captivele unui instinct. Exact, Dar, exact. Această metaforă a mușuroiului și a furnicilor este cea mai reușită, probabil, în legătură cu socialismul care, iată, din păcate, n-a dispărut exact. de peste tot. Ați pronunțat uh, cuvântul cheie, instinct. Ceea ce fac aceste ideologii este să instinctivizeze individul cu această ideologie. Și atunci toți se mișcă la fel. Toți se îmbracă la fel. Se îmbracă la fel, toți gândesc la fel. Toți merg la fel în defilările exact. cu ocazia aniversărilor partidului. Exact. Asta am observat în, în toți anii pe care i-am petrecut în China, într-un mod benign în primii patru ani, pentru că era, totul era nou, nu înțelegeam de ce toată lumea se îmbracă la fel. De ce absolut toți trebuie să aibă uniforme. Nu contează că ești șeful statului, toți liderii din acel infam politburo, biroul politic, toți se îmbracă la fel. Au aceeași haină de costum, aceeași cămașă și aceeași cravată. Toți vorbesc la fel. Exact, toți vorbesc la fel. Bineînțeles, mimica feței este, este la fel. Și imediat observi această discrepanță enormă în momentul în care compari aceste, aceste manifestări exterioare cu ale unui vestic. Țin minte în primele luni de la arestare, într-o seară s-a pornit televizorul acela de care vă pomeneam din celulă și am am privit câteva secvențe de la vizita unui șef de stat. Era șeful unei uh, unei insule din Pacific. O, o insulă relativ mică, fără prea mari pretenții pe scena internațională, dar liderul, liderul, președintele insulei respective, vizita Beijingul și a avut un moment în care a răspuns întrebărilor prese alături de președintele Chinei. Și în acel moment am putut să sesizez uh, largetea și relaxarea cu care acest om vorbea de la de la microfon, se adresa reporterilor și modul acela natural în care cineva comunică o persoană, exact. în care vibrează sufletul. Foarte important acest lucru. Iar apoi, răspunsul a venit din partea Chinei, de la președintele, așa cum ați pomenit și dumneavoastră, care toți toți cei care stăteau în, în pozițiile acestea de conducere Pe oricare l-ai fi intervievat ar fi răspuns la fel Și mimica feței ar fi fost la fel a tuturor Acest lucru a fost extraordinar O observație care mi-a rămas întipărită în, în, în suflet Așadar, totalitarismul încearcă și reușește Unde se instalează să anuleze diferențele ori diferențele constituie specificul și identitatea fiecărei persoane. Ale înnăbuși înseamnă a distruge persoana. Exact. Persoana fiind în primul rând o noțiune care trimite la spiritual, pentru că persoane suntem datorită sufletului nostru unic, ireductibil și evident, <coughs> bogat. Sau mai puțin bogat în calități pe care fiecare și le dezvoltă în virtutea calității înțelegerii libertății pe care o are. Totalitarismul este prezent, observăm astăzi, mai ales în spațiul asiatic. În Europa, slavă Domnului, nu mai putem vorbi de totalitarism politic. Ideologiile acestea care propun, mă rog, sau. Emană un totalitarism soft, sunt altceva prin comparație. În acest context, în care persoana dumneavoastră a fost, într-un fel, aneantizată și transformată într-un individ aruncat într-o cușcă, cum ne-ați povestit data trecută, fără să știe ce va urma, fără să aibă acces la comunicare, la informare, experiența despre care noi vorbim acum. E una la miezul căreia, bineînțeles, că noi nu putem ajunge. Nu ne putem face decât să vă ascultăm și să, să bineînțeles, să vă încredințăm de, de întreaga noastră compătimire, fie și post-festum, compătimire însemnând a însoți pe cineva în suferința sa, nu altceva, cum cred unii. Acest tip de solidarizare cu cel care suferă. Știu că la dumneavoastră s-a acutizat, trecând prin ce ați trecut, atunci când ați aflat că mai există cineva, poate mai mulți, dar dumneavoastră știți de o singură persoană acum, care e actualmente în situația dumneavoastră. O fată, o româncă, pe nume Alina, firește că are și un nume de familie și dumneavoastră îl puteți, îl puteți divulga, cum e și firesc, despre care ați aflat că. Trece deja de mai mulți ani, înțeleg, printr-o printr experiență foarte, foarte dură care îi pune viața în pericol. Și v-ați mobilizat, ați vrut să, să conștientizați la nivel comunitar ce înseamnă această suferință. Asta într-o țară care n-ar fi trebuit să uite de totalitarism și care, bineînțeles, în mod firesc, se solidarizează cu cineva care e, în momentul acesta, o victimă. Lucrurile sunt evident complicate. Nu se pot face minuni, există relații la nivel internațional care nu pot fi sfidate, dar demersuri umane se pot face și dumneavoastră v-ați implicat în asta. Spuneți-ne câteva lucruri despre Alina. Cine este ea? Am aflat de existența ei a doua zi după ce m-am întors în țară. Am primit un telefon de la tatăl ei îmi spunea că singurul lui copil, o fată de 28 de ani, Alina, Irina, Apostol, este întemnițată... Ce așa cum, frumos! Da. este întemnițată așa cum am fost și eu în aceeași țară, doar într-o provincie diferită, unde nu sunt alți străini, e o provincie izolată, unde ea este ținută împreună cu localnicele, nu are nici măcar o carte în limba engleză pe care să o poată citi. Am uh, intrat de curând în posesia unei scrisori pe care Alina a trimis-o acasă în urmă cu patru ani de zile, în 2020, și în care îi spunea tatălui ei că și-ar dori să aibă măcar o singură carte pe care să poată să o citească. Ar, ar citi o bibliotecă întreagă. Uneori, o carte înseamnă salvarea, pentru că altfel, mintea omului cultivat, ajunsă într-un asemenea context, are, evident, de înfruntat o mare traumă. Exact, exact. Pentru mine, faptul că am găsit sute și sute de cărți odată ce am ajuns în temniță, după experiența carcerală în care am așteptat să fiu condamnat, cea de 2 ani de zile, în care nu am putut să ies din cușca respectivă, nu am putut să contactez, să sun pe nimeni, să fac absolut niciun fel de mișcare în afară de a aștepta. După ce am fost condamnat, ajungând în închisoarea din Shanghai, renumită închisoare Qingpu, am întâlnit, pe lângă cei 300 de străini care erau întemnițați acolo, am întâlnit și uh, câteva rafturi pline cu cărți. Majoritatea erau în limba engleză, iar acest lucru a fost mai prețios pentru mine decât orice altceva aș fi primit. Am o curiozitate, ce fel de cărți erau, de propagandă? Nu, nu, erau cărți în limba engleză. Literatură. Literatură, erau cărți din absolut toate domeniile, primite de cei care pătimiseră acolo înaintea ta și se adunaseră ani după ani după an. După care an. la rândul lor le primiseră, probabil. Exact, de la le primiseră. În, acel, în acel moment puteai încă să primești cărți din partea familiei, puteai să primești până în 5 cărți pe lună. În curând s-a anulat acel drept, un drept care era, așa cum ați menționat și dumneavoastră, o frânghie de salvare pentru mulți dintre cei care erau închiși acolo. Anularea acestui drept sigur că nu e întâmplătoare. Să o explicăm pentru cei care nu știu ce înseamnă totalitarism ideologic. O carte e un mare adversar pentru ideologi, pentru că orice carte bună e o fereastră spre libertate. Într-adevăr. Într-adevăr, așa este și am deschis multe ferestre cât timp am fost întemnițat acolo. Am citit cărți din absolut uh, toate domeniile, tot ce mi-a căzut în mână. Nu am fost selectiv. Le-am luat în ordine în care... timp destul. Aveam timp. Încercam să citesc mai ales noaptea. Noaptea era liniște. Mă feream de camerele de filmat pentru a nu crea impresia că sunt treaz. Era... O infracțiune de-a dreptul să rămâi treaz în timpul nopții și să citești, pentru că trebuia să fii apt de muncă a doua zi. Și atunci mă ascundeam din camerele de filmat și citeam atât timp cât îmi permitea îmi ochii, ore întregi și ore întregi. Am citit absolut, absolut orice mi-a căzut în mână și fiecare zi pe care am petrecut-o acolo și în care am avut această oportunitate de a citi, a fost o zi câștigată. 2.992 de zile? Exact, 2.922 de zile în care am stat întemnițat acolo, însă zile pe care le-am câștigat. Pentru că am avut această posibilitate și mai mult decât atât le-am împărtășit și celor din jur această idee. În loc să fie închisoarea Cinpu, de ce să noi spunem Universitatea Cinpu? Avem 3000 de cărți aici, putem să scriem lucrări de doctorat, dacă dorim, găsim cărți în absolut toate domeniile, din medicină, la filosofie, în istorie, psihologie, absolut religie, bineînțeles, absolut tot ce ne doream. Și aceasta a fost salvarea, acesta a fost punctul în care fiecare ne-am regăsit și în care, bineînțeles, deveneam liberi. Revenind la această discuție despre libertate, ce înseamnă totuși să nu poți să părăsești clădirea respectivă, dar tu să fii liber, spiritual, în, în duh, să fii liber, să poți să călătorești. E ceea ce i-a salvat, așa cum bine știm, pe uh, mari intelectuali români și nu numai, oameni care au făcut o școală profundă în închisorile românești, uh, Scriind poezie în minte, aducându-și aminte texte pe care le transmiteau altora verbal, oameni care s-au agățat ca de un colac de supraviețuire, de, de cărți, de gânduri, de rugăciuni, de texte pe care le aveau în mintea lor. Asta te salvează. Important e să rămâi teafăr psihic. Asta e marea problemă și știu că nu toți rămâneau teferi psihic acolo de vreme ce unii alegeau să se sinucidă. Într-adevăr, acesta este lucrul care m-a șocat în momentul în care am citit acea scrisoare din partea Aline, repet, din urmă cu patru ani de zile, de atunci s-au întâmplat lucruri foarte grele pentru ea, dar în acel moment făcea această, această mențiune faptul că nu are nici măcar o carte pe care să o citească. Cum să reușești să supraviețuiești mental, sufletește, neavând niciun fel de sprijin? Acesta a fost punctul în care eu am întâlnit-o pe Alina. Bineînțeles, având propria mea experiență carcerală și această experiență a nedreptății care, pe care o trăiești în sistemul respectiv, în care nu ai nicio putere să te aperi, nu ai nicio putere să-ți pui uh, punctul tău de vedere, nu poți să-ți... Uh, Confrunți acuzatorul. Ceea ce spune milițianul este literă de lege. Judecătorul doar aprobă acest lucru, ești condamnat și aruncat în temniță. De pentru fapt, Alina, ești precondamnat. Ești precondamnat, într-adevăr. Pentru Alina sunt 13 ani și jumătate, din care a petrecut iată 6 ani de zile, a ajuns într-o stare foarte precară, i-au căzut dinții din gură din pricina inaniției. V-am uh, pomenit și în emisiunea pe care am realizat-o în urmă cu ceva vreme faptul că meniul nostru consta în bucăți de orez pe care le primeam și rădăcini de lotus, iarbă. Uneori primeam, o dată pe săptămână, primeam conopidă, care era o mare sărbătoare. O delicatețe. O delicatețe, exact. Primeam cartofi, o dată la două săptămâni. Era, într-adevăr, o mare sărbătoare. Acesta era meniul și, bineînțeles, Petrecând ani și ani de zile într-un astfel de sistem, cedezi. În primul rând, cedezi fizic, Alina, așa cum spuneam, a ajuns un sac de oase, iar la final, înspre final, te îndrepți și, și spre această prăpastie psihică în care nu mai vezi rostul unei vieți trăite într-un astfel de sistem, care te stoarce în fiecare zi de toată energia trupului pentru a. Bineînțeles, participa în sistemul de muncă forțată, care este infam și despre care știm cu toții: toate produsele pe care noi le găsim în, în moluri provenite de la multinaționale, șansele sunt ca ele să fi fost confecționate în temnițe. Această nepăsare, pentru că acesta e cuvântul care îți vine în minte, această nepăsare a. Ideologiei și, evident, a celor care o reprezintă față de ființa umană, te duce la gândul că deja importă mai puțin uh, gradul de vinovăție al persoanelor supuse la acest regim de exterminare. Uh, închisoarea, firește, rămâne necesară într-o lume în care se întâmplă răul și are rolul, în principal, uh, de a pedepsi pedagogic, nu de a pedepsi uh, distructiv uh, pe cineva. Ideea e să treci printr-o pedeapsă uh, din care înveți că ai greșit și, în mod firesc, uh, o iei de la capăt. Dar, uh, legat de Alina, nu avem foarte multe amănunte, nu știm concret exact de ce a ajuns acolo, poate părinții ei au aflat mai multe de la ea. Uh, Într-un fel, e păcat că. Părinții ei nu au găsit încă prilejul sau curajul de a ieși și vorbi în spațiul mediatic, dar o faceți dumneavoastră pentru că aveți această experiență care vă validează ca martor coerent și credibil în legătură cu un asemenea caz. E bine de spus că am aflat recent că autoritățile române cele mai înalte se află în demersuri decente. Diplomatice, elegante, cum le stă bine unor autorități, să spun, dar ferme în favoarea Alinei și a eliberării de acolo și a transferării într-o închisoare din România. Sperăm că, datorită unor persoane implicate, ca și dumneavoastră, dar altfel și la alt nivel, acest lucru va fi posibil cât mai curând. Și e important să să credem lucrul acesta. Iar dumneavoastră, bineînțeles, să mărturisiți în continuare, ca să spun așa, mai ales dimensiunea urgenței unei, aseme unei asemenea act, cel de întoarcere acasă a unei persoane a cărei viață e periclitată în acest moment. Ce ar mai fi de spus? M-aș opri la diferența de paradigmă morală până la urmă. Vorbim de o lume creștină civilizată sau a cărei civilizație e de sorginte creștină. Nu stăm prea bine azi cu civilizația în alte, în alte registre, dar Europa e o creație a creștinismului, Europa democratică și democrația însăși e o creație a creștinismului, bineînțeles cu rădăcini elene, grecești, absolute, dar într-o astfel de paradigmă Ideologiile, cum au fost cele din țările din sud-estul Europei, au, au arestat, practic, niște popoare. Au fost înconjurate de niște ziduri, la propriu, zidul Berlinului, Sârmă ghimpată, tot acest eșafodaj punitiv din jurul unor popoare întregi dădeau seama și mărturiseau tăcut despre tragedii imense, din care unii încercau să evadeze, să treacă Dunărea în not, să se furișeze pe câmpuri noaptea pe sub gardurile de sârmă ghimpată. Cu toate acestea, oamenii au păstrat în ei o pâlpâire de speranță și au rămas unii dintre ei, nu cred că toți, oameni liberi lăuntric. Însă totalitarismul poate face mult mai mult rău decât arestarea între ziduri poate suprima libertatea profundă din om, care ajunge să creadă apoi că libertatea e o povară. Dumneavoastră a simțit asta în cei opt ani? Adică vi s-a părut că încetați să mai fiți dumneavoastră luni și vă? Pentru mine, personal, salvarea a fost mereu lumina lui Hristos. Dar a am, am trăit, bineînțeles, mulțumită celor opt ani de teologie, am, am, apelat imediat la ajutorul divin. Doamne, iartă-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, îndură-te spre mine! Doamne, miluiește-mă! Ține-mă! Ține-mă! Ferește-mă! Și într-adevăr, opt ani de zile, nici măcar o răceală, nici măcar o durere de măsele. Iar mental simțeam mereu cum sunt învăluit, așa ca și într-o mantie, ca și într-o pelerină duhovnicească, care mă ferea de urățenia acelui loc înfiorător, dar de peste tot în jurul meu observam acest lucru. În limba engleză este un termen, un termen extraordinar, se numește learned helplessness, neajutorarea învățată. Ajungi să înveți faptul că nu are rost să te zbați, nu are rost să încerci. Acesta. Te resemnezi și capitulezi. Exact, exact. Te resemnezi și capitulezi. Și atunci, bineînțeles, cei care încearcă, ți se par a fi nefirești. Aceste gesturi ți se par a fi neavenite, chiar anormale și ajungi chiar să le condamni. Dar, bineînțeles, aceste lucruri nu se întâmplă peste noapte. Noi trebuie să privim mereu în perspectivă și să vedem de unde apar rădăcinile acestor sisteme așa cum menționați și dumneavoastră rădăcinile democrației creștinismul privim în urmă 2000-2500 de ani în vechea strămoșii noștri vechii greci la un moment dat au început să-și pună întrebări despre suflet au, au simțit că există ceva în spatele în spatele a ceea ce este vizibil și uh, am reținut mereu această imagine fabuloasă, dacă, dacă pot să o numesc așa, cu familii întregi de oameni care călătoreau sute de kilometri, asta se întâmpla înainte de Hristos, cu 3-400 de ani înainte de Hristos, călătoreau sute de kilometri pentru a ajunge la Epidaurus, pentru a ajunge în anumite locuri unde se organizau festivaluri, poezie, piese de teatru, muzică polifonică, corală. Erau în căutarea spirituală. Exact, exact. Călătoreau zile întregi, cu, cu mămică, cu bunică, cu cățel și cu purcel, se urcau toți într-o căruță. Zile întregi călătoreau doar ca să-și sature sufletele. Asta se întâmpla în, în zona noastră, dacă pot să-i spun așa. Ce se întâmpla în Est? Ce se întâmpla în exact aceeași perioadă? Primul împărat al Chinei, după ce s-au terminat acele războaie între prinții care erau fiecare își revendicau o bucată din partea estică pe care o, o, o știm noi astăzi a Chinei primul lor împărat a stabilit o regulă Juan Di a stabilit că fiecare sat, fiecare localitate trebuie împărțită în grupuri de câte cinci familii așa numitele Bao Jia, Bao Jia înseamnă toată lumea împărțită în grupuri de câte cinci și fiecare membru al acelui grup este responsabil să-i spioneze pe ceilalți patru și să raporteze cu ce se hrănesc, ce vorbesc, cum își procură, cu ce lucrează, ce fac. Absolut totul trebuia raportat unui supervizor, iar acesta raporta mai departe până la împărat. Toată lumea era încătușată, erau înlănțuiți unii de alții de la cel mai mic până la cel mai mare. Se poate vorbi în acest context despre o ordine sacră? Există un sacru incompatibil cu libertatea omului? Cred că este, nu știu dacă aș putea să-l numesc o, un sacru demonic. Tocmai. Pentru că doar o, doar, doar, doar o minte teavolească ar putea să conceapă un astfel de sistem care să-i înrobească pe absolut toți. Vedeți dumneavoastră? Pe frații tăi. Exact. Toate relele care au venit din Vest, și aici mă refer la sclavagism, colonialism, toate aceste rele au născut eroi. L-avem pe Mandela, îl avem pe Gandhi, îl avem pe Martin Luther King. Din păcate, în est, eroilor sunt Mao Zedong și Genghis Khan. Gândiți-vă și la alt spațiu geografic unde eroi au fost, eroi sunt încă Lenin și Stalin. Da. Exact, exact. Falia aceasta imensă între, între cele două mentalități este foarte evidentă. Doar să privim liniile geografice, liniile statale din Europa, și putem foarte ușor să identificăm cele două, cele două tabere. Ce se poate întâmpla în mintea unui om care îl eroizează pe un criminal în serie, cum a fost Stalin, cum a fost Lenin, criminali în serie de anvergură? mondială, de vreme ce dădeau ordine să fie împușcați deodată sute de oameni, mii de oameni, să fie uciși prin diverse metode sute de mii de oameni. Cum poți eroiza un asemenea, un asemenea personaj? Ce poate, ce, ce poate provoca o detracare atât de gravă a minții umane care să confunde atât de radical răul monstruos cu un bine care de obicei e legat de un erou. E ceva de neînțeles și e o încrengătură demonică, fără îndoială. Într-adevăr, într-adevăr, este o încrengătură demonică, mai ales um, prin prisma faptului că observăm mereu același lucru. Oamenii relativizează, îl privește pe cel de lângă el că suferă, iar mintea lui nu merge înspre a găsi o modalitate de a-l ajuta. El se bucură că nu este în locul lui. Și acest lucru îți creează o satisfacție cuantificabilă, este o bucurie. În plus, înșurubarea ideii că ideologia respectivă, socialismul uh, recte, uh, e de partea adevărului, că adevărul e în ideologie. Ori s-a observat post-factum și chiar în timpul derulării acestor tragedii că ideologia e mereu pe polul opus adevărului. Ea e fondată doar pe minciună și eventual pe crimă fondatoare. Da, dar iată cum demonul care mijlocește, evident, această înfiripare a, a unor idei, a unei ideologii în mintea unor oameni, îi schimbă și îi transformă în ceea ce Dostoevski numește demoni. Exact. Demonii. El ajunge să simtă o satisfacție în momentul în care te vede pe tine că suferi. Am văzut acest lucru în noaptea în care am fost arestat. A venit milițianul șef, s-a plecat deasupra mea, eram legat într-un scaun de metal, nu puteam să mă mișc, nici mâini, nici picioare. Am stat 24 de ore acolo, iar spre final a venit acest om îmbrăcat într-o geacă de piele care stătea să crape pe el, s-a plecat așa peste mine și am citit în privirea lui satisfacție. Satisfacția, Satisfacția de a vedea, de a vedea suferința, Un om pe care îl domina total. Exact, de a vedea suferința și teama în ochii, în ochii celui de lângă el. Această satisfacție, pentru mulți dintre adepții ideologiei, este singura bucurie, singura satisfacție care le-a mai rămas. Pentru că toate celelalte bucurii ale vieții pe care noi le avem și le considerăm absolut normale și de care ne bucurăm. Bucuria de a, de a lua masa, bucuria de a asculta un concert, bucuria de a, de a petrece o seară romantică cu, cu soția ta, cu persoana care ți este dragă. Toate aceste bucurii în, în societatea pe care eu am întâlnit-o acolo lipsesc în multe locuri, chiar cu desăvârșire. Totul este înlocuit de această de acest calcul financiar care se raportează în absolut toate aspectele vieții cotidiene. Calcul... Totul se reduce în jurul banilor. Bani care însă, cum se întâmplă în, în totalitarismele socialiste și... Da, când spun asta, spun tot ce înseamnă totalitarism. Pentru că și nazismul era evident ombilical legat de, de viziunea socialistă. În aceste, în aceste spații totalitare, acești bani nu ajung niciodată la o majoritate. <laughs> nu, de vreme nu. ce nu există spațiu al totalitarismului prosper. Nu poate exista, e o contradicție în termeni. Într-adevăr, foarte interesantă această comparație. Mergeam pe străzile din Beijing și observam toate, toate reclamele toate firmele, erau zeci de magazine, unele după celelalte, unul vindea produse alimentare, altul era frizer, altul vindea electrocasnice. Toată lumea era forțată să aibă aceeași reclamă. Nu puteai să-ți construiești o firmă cu un nume mai mare sau mai mic. Toată lumea trebuia să se încadreze în acea normă și, bineînțeles, faimosul proverb japonez, venind, bineînțeles, tot pe filieră chineză, cuiul care iese în evidență strigă după ciocan, caută ciocanul. Și atunci, bineînțeles, toată lumea trebuie să ajungă să, să funcționeze la același nivel. Ceea ce este o, e o nebunie. Noi, în Europa, avem alt termen, masa lui Procust, <laughs> patul lui Procust, pardon. Dar tot ce nu încape pe măsu în măsura acelui pat, trebuie retezat. Trebuie retezat, exact. Da. Și asta e, e legea după care se ghidează absolut tot, tot ceea ce se întâmplă în societate. Nu ai, nu ai dreptul să mergi în propria ta direcție, să-ți urmezi visul, nici nu mai ai vise. Acolo visul e comun. Visul e comun. Se și visează la fel. <laughs> da, da. într-adevăr. și e... Vedeți, dumneavoastră ați menționat puțin mai devreme despre Suflet. Care sunt trăsăturile Sufletului? Sunt curiozitatea, sunt imaginația. Cele, cele două mari trăsături ale Sufletului. Iar acestea, dacă luăm și analizăm, ele lipsesc. De ce lipsesc la ei? De ce nu sunt așa. Ele atât? sunt amputate. Exact, sunt amputate. Exact acesta este cuvântul. Acele brațe slute care să lupte numai vor. Aceasta este imaginea pe care am întâlnit-o acolo, din păcate. Și iată, o avem și pe Alina, care suferă în, în acest loc. Nouă ne este. Bineînțeles, ne implicăm și s-a implicat multă lume și doresc să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Știu că există eforturi diplomatice din partea Ministerului Justiției. S-au făcut eforturi pentru mine în anul 2019. Doamna Birceal, deținătoarea da. portofolului din acel moment, a rezolvat toate condițiile pentru ca transferul meu în România să, să se efectueze. A apărut pandemia și lucrurile s-au amânat. Același lucru cel și eu pentru Alina să se facă aceste demersuri, nu să fie eliberată, doar să fie adusă în țară, să-și continue aici restul de pedeapsă și, bineînțeles, să fie salvată de la acest destin implacabil pe care, dacă da. noi nu ne implicăm, ea va ajunge acolo. Nu vrem să ne gândim la acest lucru, dar ce te poți aștepta de la un om care a ajuns un sac de oase fără dinți în gură? Demersul dumneavoastră știu că a ajuns acum la un nivel personal cu tremurător. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu să vorbiți despre ceea ce faceți acum, ca formă de protest, nu împotriva cuiva, pentru că, dumneavoastră, ca și alții, sunteți doar solidari cu un caz, cu un caz disperat. Dar formula dumneavoastră de a atrage atenția asupra cazului Alinei. Este, este una foarte, foarte dură. Să vă ajute Dumnezeu să, să ieșiți cu bine din, din asta. E vorba de greva foamei, înțeleg, pe care ați început-o acum 10 zile și, bineînțeles, că acest lucru e o formură radicală la care nu ar fi firesc să ajungem. Repet, dumneavoastră nu aveți o țintă a reproșului față de cineva anume. E bine de precizat lucrul acesta, dar vă solidarizați faceți ce puteți ca om, ca om limitat, desigur, pentru că nu suntem altceva decât, decât, oameni. Oameni cu suflet, oameni care, cărora le e milă, care simt firesc, așa cum e și normal să simțim ca ființe libere. Libere să, să vorbim, libere să cerem, să dialogăm și așa mai departe. Da. Îmi este imposibil să reacționez în oricare alt fel. Odată ce am trecut eu prin, prin acel cuptor babilonic al durerilor amare, odată ce am fost introdus în malaxorul acela, în mașina aceea uriașă de tocat carne, care era învârdită de un melc, ca să vă imaginați ce însemnează să aștept să fi scuipat de acolo 2 ani de zile, timp în care nu am știut dacă voi fi condamnat la închisoare pe viață, dacă voi fi eliberat sau dacă voi fi condus în curtea din spate și condamnat la moarte și împușcat. Se întâmplă Ar... des și asta. Se întâmplă, bineînțeles, în China <coughs> sunt pedepsite cu moartea și acuzațiile financiare. Nu trebuie să fi dat în cap nimănui. Pur și simplu suma, dacă suma, vorbim despre uh, lucruri uh, uh, financiare, dacă suma de care este acuzat este îndeajuns de mare, te califici pentru această pedeapsă cu moartea. Acesta este um, angrenajul în care am trăit doi ani de zile, în, în această tensiune extremă, iar cei, bineînțeles, cei care ce dau primii erau întotdeauna ateii, oamenii care nu credeau în Dumnezeu, pentru care Partidul Comunist era, era sursa, era Curtea Supremă, dar cei care aveau ideea Dumnezeului care permite Partidului. Să, să să te țină acolo pentru un scop, creștinii, musulmani, chiar și budiști erau cei care supraviețuiau. De spus că în spațiul acesta al Chinei ideologice nu există o religie, să spunem, de stat, pentru că se poate formula și așa, adică nu există o religie vie, care să antreneze un tip de comportament, sigur, există probabil o etică religioasă. Există. Domnule da. Bănescu, este Partidul Comunist. Da, este religia. Da, da, cum a fost cândva și la noi, deși a găsit un adversar pe măsură, deși, evident, superior de fapt, un adversar în credința creștină, în ortodoxia acestui spațiu. Dar ce vroiam să vă întreb acum, la final, tensiunea despre care ne vorbiți. Doi ani în care nu știi nici o zi dacă vei fi împușcat sau nu. E un lucru înfiorător și mintea noastră, dacă încearcă să se pună în locul minții dumneavoastră, cred că se chircește, pentru că e ceva cutremurător, cumplit să, să, să crezi, să te culci cu gândul că a doua zi ți se poate întâmpla ceva absolut cumplit. Și vreau să vă întreb această tensiune, Observ, nu doar că n-a lăsat, sau poate nu sunt urme vizibile, poate a lăsat niște urme la nivel profund în dumneavoastră, dar erați la fel de bun orator, erați la fel de, de, de bun psiholog înainte de această experiență cumplită, sau considerați că această cumplită experiență v-a adus și un plus? În acest lucru. Sunteți un mărturisitor perfect convingător, pentru că aveți materie enormă în dumneavoastră depozitată de suferință despre care vorbiți. Într-adevăr, tot, tot ceea ce s-a întâmplat în, în acel spațiu de 8 ani de zile, tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit să, să trăiesc, să experimentez, să gust acea suferință de care, de care vorbeați, totul a fost îngăduit doar pentru că un bine mai mare urma să iasă din suferința aceea, din răul acela. Țin minte acest episod, după patru luni de zile de zbucium, de plânset, am avut acest moment în care am spus, Doamne, pun viața mea în mâinile Tale. Dacă este voia Ta să fiu eliberat mâine sau să fiu împușcat mâine, las totul, fă cu mine cum voiești. La asta se ajunge când ești un om credincios, la puterea de a te încredința total lui Dumnezeu, de a face, cum spune Steinhardt, acel salt al credinței fără plasă de siguranță de desubt. Aceasta e credința reală, când te încredințezi lui. Da, dar vreau să menționez faptul că am făcut acest lucru neavând altă variantă, pentru că ești, ești Sufere acolo atât de mult timp și încărcătura este atât de puternică încât nu mai ai altă variantă decât da. aceasta, să te încredințezi în mâinile lui Dumnezeu, să faci acest salt. Nu este un act de curaj, este un act firesc, care vine în virtutea inerției și în virtutea momentului în care, în care te afli. Este, bineînțeles, eliberator, este transcez absolut orice orice este omenesc și intri în acest plan spiritual, duhovnicesc, pe această traiectorie spirituală pe care Dumnezeu, bineînțeles, o ghidează și o aranjează de o asemenea manieră încât să poți să duci crucea respectivă, dar să și ieși și să rămâi cu acele efecte pozitive și cu acea putere care se sădește în tine. Sperăm că Alina are și ea această putere. Nu vă întreb, pentru că probabil nu știți dacă e un om cu adevărat credincios. Ce înseamnă cu adevărat credincios, sigur. E o altă întrebare, dacă e un om credincios sau nu. Sperăm că este. Oricum suferința te poate conduce pe, pe acest drum nebănuit inițial al credinței, al nevoii de a te încredința singurului care te poate salva și acesta e întotdeauna Dumnezeu. Sperăm din toată inima că Alina, și datorită demersului dumneavoastră personal, și datorită demersurilor mult mai înalte care se fac pentru ea acum, să se întoarcă cu bine acasă, în România. Și sper ca primul om pe care îl va vedea, poate alături de părinții ei, să fiți chiar dumneavoastră. Doamne, ajută, nu-mi doresc să fiu primul, îmi doresc să fiu ultimul pe care să-l vadă, însă cel mai mult îmi doresc. Să o vedem acasă. Să -o, -o, o ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Balor. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă îndemn să spuneți o rugăciune și pentru Alina. Alina, aflat acum într-o situație foarte cruntă, departe de casă, departe de România. Să îl rugăm pe Dumnezeu să o crotească și să o aducă în mijlocul nostru. Cu ajutorul, firește, al oamenilor prin care Dumnezeu.